este joi, este ora 5, suntem la Sănătatea Frumuseții Tale cu Tea Haimovici și cu Mirela Vescan. Mireluș, Mirela, bine ai venit la Sănătatea Frumuseții Tale, invitată permanentă. Nici mai imaginez emisiunea asta fără tine. Bine te-am găsit, bună ziua! Suntem live pe timp de pandemie, această pandemie care a început, n-am știut la început ce să facem cu ea, iar acum am hotărât că devenim specialistele frumuseții, specialistele make-up de acasă. Dar nu înainte de a menționa că Alexandru Răducanu la Canal 33 România este deținătorul recordului mondial pentru cel mai lung talk show din lume. Este înregistrat în mod oficial în Cartea Recordurilor la Guinness Book. Acest post de televiziune care a început să emită doar acum 3 ani, deci cu 3 ani în urmă, a reușit într-o perioadă atât de scurtă să adune oameni atât de frumoși și eu sunt unul dintre ei și tu ești unul dintre ei, Mirela. Dar mai mult de atât, suntem în Cartea Recordurilor. Pe timp de pandemie, o veste atât de frumoasă. Felicitări, Alexandru Răducanu, și felicitări Canal 33 România. Despre ce vorbim azi, Mirela? Să spun și eu felicitări, Alex, și repet, buturuga mică răstoarnă carul mare. Puțini oameni ar fi putut realiza performanța asta. Felicitări! Da. Eu zic să vorbim despre ceea ce se va întâmpla în data de 15 aprilie. Ideea mi-a venit acum o săptămână, când a fost ziua lui Rolf, soțul meu, și am făcut un party online și a ieșit frumos, au fost prietenii alături de noi. Plus că mai am listă cu întrebări, chiar am să citesc una foarte completă, da, o întrebare cu multe răspunsuri, da? Mi se pare foarte bună ideea că ne putem întâlni în online. Am format un grup care se numește Beauty and Smart by Mirela Vescan, unde am invitat 52 de prieteni deocamdată, dar vreau să extind acest grup. Este grup închis pentru că nu vreau să devină toxic. Cine vrea să se înscrie, îi aștept cu brațele deschise, da? Am și un emoticon din ăla așa, care e cu brațele deschise. La ora 12, pe 15 aprilie, ne întâlnim și vorbim despre machiaj, despre cum ne putem îngriji de acasă, despre cosmetică și tot ce alte întrebări mai aveți. Așa că dacă găsiți acest grup pe Facebook, inițiați intrarea în el. Ideea e că tu ai 10.000 de urmăritori, ai 10.000 de fani. Pe contul tău privat, bineînțeles că poți să ai doar 5.000 și ai atins în urmă cu foarte mulți ani. Dar eu nu înțeleg de ce ai voie să ai doar 5.000 de prieteni. Dar tu ai câți followers? Ai followers, ai 10.000 de followers, care nu mai pot dar să fie prietenii tăi. Să am o listă de prieteni mult mai vastă, că apar tot felul de îngrădiri și de limitări și Facebook-ul ți arată, nu știu, din ce în ce mai puțin lucruri. Aș vrea măcar lista de prieteni să poată merge măcar până la 15.000. Dar da, am acești followers și pentru ei vreau să creăm un grup, să fim totuși o comunitate preocupată și pasionată de frumusețe. Da. Ai undeva la 60.000 de followers. Cu ceea ce ai de la, ai 80.000, cu ceea ce ai la academie și cu ceea ce ai pe pagina ta privată. Măi, eu am închis telefonul ăsta și totuși sună. Cum îți explici așa o treabă? Nu știu. Că l-am închis. Deci, practic, tu ai acești... Nu, că despre asta vreau să vorbim. Deci, pe pagina ta de prieteni, Facebook permite doar 5.000 de prieteni, pentru că un om normal poate să aibă undeva până în 5.000 de prieteni și mai mulți oameni care sunt interesați poate să fie followers, pentru că vor să te ducă spre o pagină de likes. Iar tu, de fapt, să trăiești dacă ai cumva un business sau dacă ai cumva o preocupare care este de internet deci public. Asta crezi tu că e grija lor să avem pagină de like? Și pagină de like, bineînțeles. Dacă ai o preocupare și dacă din acest lucru tu îți câștigi existența, bineînțeles că te duci pe pagina de like, dar am înțeles că și de pe pagina de like, și am înțeles asta foarte bine că am studiat subiectul, nici de pe pagina de like, dacă tu postezi, nu toată lumea te vede. Ia uite cine care... apare pe ecran. Oh, uite pe Laura! Ei, imediat, Laura, ajungem la tine, ia imediat. Ne pregătim, imediat. Deci, ea poate știe mai mult să ne spună despre Facebook. Deci stai un pic să rezolvăm subiectul fani.
Deci, practic, tu iei și îi grupezi pe un grup de Facebook și pe acest grup de Facebook, săptămâna viitoare, mare parte din ei pot beneficia de o întâlnire și de un party. Beauty party. De un beauty party. O să audă și Laura despre ce e vorba. Spune-mi, te rog, ce urmează să fie acolo? O sesiune de întrebări și răspunsuri. Fiecare trebuie să povestească cum se întreține acasă în această perioadă, că până la urmă nu e vorba doar despre machiaj și despre cosmetică, avem o grămadă de alte probleme, avem mâini, avem picioare, avem păr, așteptăm acolo să vorbim despre asta. Laura, bine ai venit la Sănătatea Frumuseții Tale, ne auzi, ne vezi din Bali? Eu vă aud și vă văd, voi mă vedeți și mă auziți? Da, te vedem. Bună, și te Laura. Auzim. Dar ce te-ai bronzat? Arăți foarte bine. N-am avut de ales, m-am bronzat, dar mulțumesc frumos. Stau într-o poziție ciudată că am pus camera în așa fel încât să stea, că nu prea am aparatură aici și la mine e noapte. Și atunci singurul loc cu lumină cât de cât ok e aici în Bata. Da, știu că am fost și eu în luna ianuarie în Bali, vreo 3 săptămâni. Cred că e foarte cald acum. Stai la umbră și, mă rog, ziua trebuie să ai grijă unde ții telefonul, că are nevoie să stea la umbră. Ai simțit, da. Da, și a meu are o picătură de aia de vreo 2 săptămâni, nu mai scap de ea. Trebuie să-l încarc mereu wireless pentru că nu mai merge prin... Tu ne vezi pe noi? Eu vă văd acum, acum ce... vă văd pe mine. Dar poți să vezi ce țin eu în mână? Ai și tu lângă tine, văd. Avem o perlă. O perlă roz. Da. Deci, eu vroiam să te întreb cum îți întreții tu pielea atât de departe de țară, într-o zonă în care nu există foarte multe produse cosmetice. Mă gândeam că ai... apelat deja la tehnici tradiționale și probabil că ai făcut deja masaj sau ai descoperit un ulei miraculos, dar văd că tu în continuare mergi cu bombița după tine. Da. Păi da, pentru că e foarte bună și am încredere 100%. M-a salvat din multe. Da. Mi-a salvat pielea. Și ce ulei folosesc? E uleiul de strâmbure de struguri, Da. Uleiul de strâmbure de struguri pentru păr. Pentru că, sincer, cea mai mare problemă e cu părul. Chiar dacă am produse top pentru conce balsam, singura problemă e de la clorul din piscină, pe care acum, în perioada asta, sincer, îl apreciez puțin. Și... soarele. Și soarele, da. Este agresiv. Și când ai să vii acasă, tot peste soare ai să dai. Deja la noi e foarte cald astăzi. Aproape 25 de grade. Pentru față folosesc crema mea. Are foarte multe ingrediente active și, sincer, n-am găsit nicio cremă pe piață care să aibă toate ingredientele astea într-o singură cremă. De obicei aveam câte 5-6 creme. Fiecare făcea câte ceva, fiecare avea câte 2-3 ingrediente active. Eu mi-am făcut o cremă cu toate ingredientele active care m-au lăsat pe mine wow de-a lungul timpului, știi? Uh-huh. Și clar nu mă poate satisface altă cremă în afară de asta. Adică pentru pielea mea, care e foarte sensibilă, sunt foarte pretențioasă. Laura, ultima oară noi două ne-am întâlnit? Mă bucur tare! Da. Laura, ultima oară noi două ne-am întâlnit la Vorbește Lumea și încă de atunci am sesizat că pielea ta arată extraordinar. Povestește-ne un pic despre ritualul de frumusețe, dar dincolo de acest lucru te invităm săptămâna viitoare, în data de 15 aprilie, probabil că ai să te scol tot în miezul nopții, pentru că Mirela va ține o petrecere pe pagina ei de un grup, grupul nou pe care l-a format în urmă cu câteva zile, cu ocazia zilei de naștere a lui Rolf. Și ideea de a-și pune zecile de mii de followers, de a-i pune într-un grup și de a organiza o petrecere, mi se pare genială. Și dorim să te invităm acolo și să ne povestești un pic despre ritualul tău de frumusețe. Tu ai o piele excepțională, deci am văzut-o de aproape, ți-am spus-o și atunci când ne-am întâlnit în emisiune. Spune-ne un pic ce faci tu cu pielea ta.
Păi, cel mai important lucru pentru piele, știu că sună clișeu, ca un clișeu, pentru că toată lumea spune asta, cred că va confirma și Mirela, cel mai important lucru pentru o piele frumoasă este să bem multă apă. Da. În primul rând, contează foarte mult să bei apă, să renunțăm la sucuri, mai ales astea cu mult zahăr acidulate. Foarte important este un somn cel puțin 8 ore. Eu spun asta pentru că orice cremă de pe piață, dacă nu e ajutată de noi, nu facem minuni singură. Nu facem minuni. Deci dacă nu bem apă, dacă nu dormim cel puțin 8 ore, dacă nu ne demachiem în fiecare seară, indiferent dacă am avut sau nu machiaj pe față, e foarte important, pe lângă o cremă bună, ce produse cosmetice folosim, mă refer la machiaj aici. Da. Dacă ne zgârcinim la farduri, iarăși e o mare problemă. Pentru că am văzut că multe fete spun, da, mi-aș lua cu tare chestie, dar e prea scumpă, prefer să-mi iau 5 alte produse mai ieftine în banii ăștia. Și este o mentalitate complet greșită. Mai bine ții cutiuța aia atât și ai un far de ochi, dar ai un far de ochi de calitate, decât să-ți iei o paletă uriașă la un milion. Da. Da. E foarte important. Deci, igiena tenului, ești de acord? Hidratarea? Okay. Ești de acord cu igiena? Curățarea tenului. Da, curățarea. Și produse de calitate. Da, și foarte important, fetelor, dacă vă lăsați părul liber, să fie foarte curat. Dacă părul nu este foarte curat, nu trebuie să atingă fața. Laura, tu ai pe cineva acolo care se străduie să nu tușească. Haide să luăm o secundă și să tușească una bună. Este cineva care se aude lângă tine, se străduie să tușească? Nu e lângă mine. Nu? Nu că se aude, se aude undeva cineva... care mi-apare pe cadru. Ah, am înțeles, ok. Am crezut că lângă tine se întâmplă lucrul ăsta. Altă parte, nu știu cine e. Am înțeles, e. Ok. E captură, e în Bali, înțelegem, nu este probabil. Nicio problemă. Probabil. Deci ce deci, spuneai, la părul 10.000 de kilometri depărtare de noi, tu știi? Sunt mai mult de 10.000 de kilometri între noi acum. Știu? Da. Dar să știți că eu sunt singură aici, nu e nimeni și nu tușește nimeni, slavă Domnului. Ok, înseamnă că ceea ce aud în cască vine din altă parte, eu te văd doar pe tine pe ecran. Deci chiar ne povesteai eu că părul... Eu mai văd doamnă brunetă într-o grădină ceva care tușește, care își reglează... Vocalizele. Am înțeles. Ne povesteai mie și Mirelei, ne povesteai despre părul care trebuie să fie curat atunci când îl lași liber. Tocmai pentru că el când atinge pielea feței, părul să fie curat. Da. Tot și asta... foarte rar mâinile pe față, dacă se poate deloc. Da. Și tot asta putem să spunem și despre această mască pe care trebuie să o purtăm acum. Trebuie să atingă fața și să fie mereu curată. Iar a apărut doamna brunetă din grădină. Nu știu cine. Ce vreau să-ți spun... Eu o văd. Ce vreau să-ți spun este că aceste precauții pe care trebuie să le iei, părul să fie curat, să nu pui mâna pe față, le fac parte dintr-un set de îngrijire a pielii, mai ales și atunci când ai pielea sănătoasă, dar mai atunci când ai acne. Exact. Deci dacă ai acne sau ai o cât de mică manifestare a pielii care aduce a lipsă de echilibru, chiar trebuie să ai grijă ca pielea să nu aibă contact nici cu un păr murdar și nici cu mâinile pe față, chiar și telefonul trebuie curățat de fiecare dată. Mirela folosește foarte multe creme de frumusețe, foarte multe măști de frumusețe ale bunicii. Povestește tu, Mirela, un pic despre măștile pe care le folosești. Mai întâi îmi place foarte mult să vorbesc despre gomajul pe care îl fac destul de des cu sare. Un lapte de machiant, o cremă și sare fină de bucătărie. Și nu m-a învățat bunica, eu nu am avut bunici, m-a învățat profesoara mea de machiaj și mi-a spus că este o metodă din Siberia. Și de când am făcut eu școala de machiaj, recomand acest tip de exfoliere a pielii și îmi fac și mie cel puțin o dată pe săptămână. Porii trebuie liberați de rezistență
ziduri adunate și în felul ăsta pielea primește mai ușor și mai eficient orice aplicăm după aceea. Deci este o metodă foarte bună. Dacă ești acolo și stai la soare și simți că te exfoliezi, găsești sare oriunde, amesteci cu puțină cremă de asta de a ta, că ai, și îți faci și un gomaj. Da, da. Ai să vezi cât de bine îți face. Eu pentru gomaj mai foloseam zaț de cafea și miere de albine. Ești prea tânără. Ești prea tânără, Laura, pentru miere. Mierea mai așteaptă niște ani. Las-o pe mami să folosească miere. S-ar putea să stimuleze celula prea mult, să o accelereze. Da? Eu, dacă tot ziceai 38 de ani, nu mă simt chiar foarte mică. Mi se pare că e momentul să încerc niște chestii puțin mai... Deci, nu mi-am imaginat vârsta. Știi că nu arăți de 38 de ani deloc. Eu nu mi-am imaginat că tu ai 38 de ani. Mai puneai cel puțin 10 ani în minus. Cam mai așa ceva. Mai cel puțin 10 ani. Par mult sub 30 de ani și folosirea de miere este prematură în măștile sub 30 de ani dacă folosești în cantități mari pe piele. Păi da, știu. Dar eu pentru mine m-am gândit că din când în când e ok, având în vedere că am vârsta pe care o am. Da, dar iarăși zațul de cafea, m-am înțeles bine cu zațul de cafea ca gomaj. În rest, am mai avut chestii pe care le-am mai cumpărat. Am tot încercat tot felul de produse pentru că eu vreau să mă dezvolt cu brandul meu de creme, de cosmetice. Vreau să mă dezvolt. Acum lucrăm la niște patch-uri de alea pentru ciarcăne. Și de alea care se pun și pregătesc cumva și pielea ochilor înainte de pregătește pielea ochilor înainte de machiaj. Și nu numai. Acum visul meu, dacă nu venea nebunia asta peste noi, era să lansez și o cremă de ochi și o cremă de noapte. Îmi doresc să fac și o apă micelară foarte frumoasă. Foarte bună! Știi, Laura, că aceste rețete de frumusețe ale bunicii sunt, de fapt, un tezaur care poate fi accesat la orice vârstă și din momentul în care... Da, e important să folosim și naturale. Exact. Secrete... Foarte și important. Sunt pur și simplu un tezaur care stă la dispoziția noastră la orice oră și bănuiesc că tu, dacă tot stai în Bali, ai putea afla acolo de ingrediente speciale pe care băștinașii le foloseau și le folosesc dintotdeauna. Poate este o oportunitate bună pentru tine de a-ți aduce o cremă de a-ți crea o cremă de inspirație Bali, dacă tot te-a prins vremea pe acolo. Mi-ar plăcea foarte mult dacă băștinașii nu ar fugi de mine, că sunt... european acum, ar fi minunat chiar să comunic cu ei, dar din păcate nu se comunică prea mult aici. Serios? Dar ești de mult acolo, de cât timp ești? De o lună și ceva, nu mai țin minte. Și cum nu știu de când sunt, mă crezi, nu mai știu. Și o să mai stau cel puțin o lună, sper să se schimbe situația aici și să pot să vorbesc cu oamenii. Chiar mâine ne mutăm. Și stai la izolare? Ești în izolare? Lumea stă acolo în izolare? Exact ca în România? Da, suntem izolați. Suntem într-un resort, mai suntem cu un cuplu de prieteni de români. Ne-am prietenit aici. Mâine ne mutăm cu alți oameni care sunt în domeniul foto, video și modeling și îmi doresc foarte tare să filmez un videoclip, pentru că dacă nu-l filmez aici, rămân cu piesa nelansată. Și iau ca pe un mesaj de la Univers, iau ca faza asta, întâlnirea asta. Am devenit foarte atentă la semne și la tot felul de chestii care se întâmplă și sunt foarte pozitivă și deschisă și spun da mai des. Așa că mâine o să cunoaștem niște oameni noi care sunt în domeniul ăsta foto-video modeling. Sperăm să legăm prietenii frumoase, plecăm optimiști la drum. Și abia aștept să văd videoclipul. Și eu abia aștept să văd să poate îl filmăm. Păi, asta e doar un vis deocamdată pentru mine, dar ar fi incredibil dacă s-ar întâmpla, pentru că altfel n-am când să mai lansez piesa și m-aș supăra și aș suferi.
Laura, dacă tu simți acum că a venit vremea să te întorci spre spiritualitate, atunci o să te invit la grupul de meditații libere Kabbalah, în care medităm pentru lucruri frumoase pentru România și pentru întreaga omenire. De la eradicarea pandemiei și până la dezvoltarea proiectelor frumoase care pot pune România pe hartă. O să-ți trimit link să intri cu noi. Sunt și eu și Mirela și nu numai. Am realizat lucruri frumoase cu acest grup de meditații libere, pentru că odată ce știm să medităm și o facem din suflet, lucrurile funcționează. Așa că o să-ți trimitem link și te așteptăm cu drag oricând dorești să fii alături de noi. Internet am, în rest. Da. I'll join. Mulțumim, Laura, și sunt foarte bucuroasă că am reușit să ne vedem. Și abia aștept să te întorci acasă. Te pup. Ai grijă de tine. Și voi aveți grijă de voi acolo. Și te anunțăm când va fi beauty party pe care îl ține Mirela, în data de 15. Asta, îți trimitem asta, un... Chiar vreau, deci am nevoie de un party. Da, bine. Te așteptăm cu mare drag, Mirela. Te pup. Pa, Laura. Pa. Mulțumim. Pa, pa. Mirela, pe noi totuși ne-a prins... Hai, ciao. Pa. Mirela, pe noi totuși ne-a prins pandemia aici în București. Uite-o pe Ozana. Ozana, ce mai faci? Bună! Ei, bună, Ozana! Chiar mai vă urmăresc din grădină, de acasă. Wow, ce grădină mare și frumoasă! Ai ce vede acolo? O trampulină în spate la... O trampulină, așa se spune în ebraică. Nu, și română tot trampulină. O pentru Sebastian, pe care o folosim împreună în fiecare pauză pe care o iau eu de la birou. Wow, biroul tău se află în Londra, se află într-o casă frumoasă pe care o ai. De acolo tu ne pregătești Be You Be Free, următoarea ediție. Da, care va fi despre bani de data aceasta, pe 25-26 aprilie. Adică sunt foarte mulți oameni care acum își pun întrebarea din ce mai trăiesc, din ce mai supraviețuiesc, ce fac ca să facă mai mulți bani după ce se termină cu această perioadă. Sunt oameni care au pierdut surse de venit, sunt oameni pentru care a fost bine și vor și mai bine. Și atunci, da, vom afla și vom descoperi împreună foarte multe strategii legate despre a face mai mulți bani, despre a-i păstra și despre a-i multiplica. Ozana, tu cu Be You Be Free ești partenera emisiunii noastre și acum, săptămâna trecută, când a avut loc acest eveniment mare online, Adapta Virus, cu zeci de mii de participanți, ai invitat-o pe Mirela să povestească despre ceea ce înseamnă make-up, iar Mirela s-a bucurat mult de această prezență online. Mirela, cum a fost pentru tine să începi să participi la asemenea evenimente online? Mai bine decât atunci când am făcut același lucru la radio. Cel puțin am simțit că sunt oameni acolo și mi-a plăcut că au venit cu întrebări și cred că am depășit oricum spațiul alocat inițial. Ceea ce înseamnă ceva bun. Înseamnă că femeile sunt preocupate de frumusețe și că au încredere în mine ca și sursă calificată. Eu pot să vă spun că am depășit ora 1 noaptea. Oamenii stăteau și încă mai puneau întrebări și încă mai primeau informații extraordinar de folositoare de la Mirela. Și dacă puteți să vă imaginați că după ce, fiind o sesiune bonus la eveniment, am avut peste 400 de oameni care se uitau în același timp la sesiunea lui Mirela. Ozana, asta voiam să spun. La ora 12 noaptea, cine s-ar putea duce live să țină o sesiune despre machiaj? Uite-te tu ce avantaj! Și această cască sare și sare din ureche, fără că eu să-i fac nimic, numai pur și simplu așa sare ea. Deci, Mirela, unde ai fi putut tu să ai parte să te duci la ora 12 noaptea? La să faci o sesiune, de machiaj cu 400 de oameni în sală. Deci a fost de domeniul fanteziei ce s-a întâmplat acolo. Oricum, tot ce se întâmplă acum în jurul nostru ține de domeniul fanteziei. Nimic din ce se întâmplă nu ne-am imaginat că va fi. Ziua de 4 aprilie a fost miraculoasă și au fost peste 30.000 de participanți. Da? A fost un eveniment uriaș. O grămadă de oameni au timp acum și sunt preocupați de viitorul lor și au aflat de pe parcursul la câte ore? 15 ore? Informații, au primit informații... 18 ore, da? Ore.
Da. Hashtagul nostru este offline către online și te-am invitat să ne povestești despre bani, dar înainte de acest lucru o să te invit să urmărești cu noi un film despre Alexandru Răducanu și despre recordul mondial pe care l-a stabilit în întreaga lume cu multă mândrie Canal 33 România, un filmuleț pe care chiar te rog să rămâi cu noi, pentru că spre asta tindem, să facem precedent și mai apoi acest precedent să devină un punct de referință pentru toți cei care ne urmăresc. O să rog pe colegii din regie să ne dea filmulețul dacă este gata. Bună ziua, eu sunt Mirela. Și eu sunt Ea. Bine v-am găsit. Răspundem în continuare întrebărilor dumneavoastră. Am fost întrebate despre minunatul gel de dezinfectare a tegumentelor, cel care conține alcool etilic și aloe vera. Acesta este, puteți să-l căutați. Mă împiedic etica să spun exact numele, dar o să vi-l spun în particular dacă mă întrebați. Și acum avem încă o veste bună. Un designer român creează măști de protecție, da? Măști cum sunt acestea medicale, se ocupă și produce. Tea, o sunăm? O sunăm, este unul dintre mari designeri români, o doamnă elegantă, o doamnă care a adus pe podiumuri idei îndrăznețe și uite, asemeni mare creatoare Coco Chanel, în perioada aceasta atât de grea, nu suntem în perioada de război, dar nu suntem într-o perioadă obișnuită de existență și a modificat întreaga activitate și produce măști, mai ales că este foarte greu astăzi să mai găsești măști de protecție. Așa că o să ce te rog... Ce marfă de contrabandă, dragă, ce ai? Haideți să o sunăm? Da, cred că putem să o sunăm. Numele este Cristina Nichita. Este din Iași. Este din Iași, o cunoaștem amândouă de foarte mulți ani și o să ne povestească mai multe. Bună seara! Bună, Cristina! Mulțumim, Cristina, că ne-ai răspuns! Bună! Cristina, am înțeles că te ocupi mai nou să produci măști medicinale. Povestește un pic despre asta. Măști de uz medical. Prin intermediul vostru, acum vreau să vă spun doar că suntem cu întreaga dragoste și recunoștință către tot personalul medical din întreaga țară și către toți cei care sunt în linia întâi și în linia a doua și încă fac ceva pentru țară. Și pentru voi, cei din media, care vreți să aduceți noutățile în casa celor care stau acasă. Bucurie spun că de acum două săptămâni am început producția de măști de protecție la cerere, pe comandă. La început am fost întrebată dacă produc măști, eram debusolată producând colecția de primăvară în vară, nu știam de unde să achiziționăm țesăturile, nu știam cum să ne adaptăm capacitatea de producție, nu știam, nu aveam un tipar, nu aveam un model. Am început stângaci așa una, două zile, acum două săptămâni și acum avem câteva zeci de mii de măști de protecție deja liberate. Măștile și... noastre spune... Cum ajungem la ele? Cum achiziționăm măști medicinale, Cristina Nichita? Aceste măști pot fi achiziționate de pe site, de pe shop.nichita.ro. Pe Facebook, noi am primit foarte multe comenzi pe Messenger, pe office@nichita.ro, pe e-mail. Numărul meu de telefon este un număr de telefon public 0744645304. Găsiți doar pe Stâng Cristian Nichita sau Nichi, e public de probabil de 20 de ani de acum acest număr de telefon. Preiau comenzile și am o echipă în departamentul contabilitate care preia comenzi. Și ajunge doar să dai Cristina Nichita Iași sau Nichi Iași și îți găsi aceste informații legate de măștile noastre, care sunt din bumbac 100% conservat de tifon, sunt sterilizate cu lampă bactericidă UV. Foarte important. Da,
este important pentru că aceste mânci sunt refolosite, pot fi spălate, clătite cu apă cu clor și călcate și toți clienții noștri refolosesc aceste mânci. Sunt oameni care vor să se protejeze, care vor să-și protejeze familiile. Foarte mulți întreprinzători din companie au comandat măștile noastre pentru angajați, pentru că cei din domeniul construcțiilor, cei din IT, plus cei care merg încă la muncă vor să-și protejeze angajații și familiile angajaților. Cristina, voiam să te întreb. Știu că din fluxul tău de producție, cel puțin câteva sute de măști pe zi tu le dăruiești și le donezi. 10% din absolut tot ceea ce producem și în afară de asta am tăiat zi de zi 500 de măști, nu am reușit a le coase pe toate, am zis donez 500 de măști pe zi dar am avut întotdeauna nevoie de ajutor din afară, pentru că noi nu avem o capacitate atât de mare de producție, pentru că acum am început să ne se ceară foarte mult combinezoane, am realizat combinezoanele pentru Institutul de Oncologie, pentru Iroiaș, acum le avem încă în lucru și astăzi am început să sune de peste tot și poliția și jandarmeria și azil de bătrâni și primăriile din județul Iași, administrații locale care au nevoie de aceste combinezoane pentru măcar câteva persoane care vin în direct contact când sunt chemați la câte un caz. Mulțumim, Cristina. Ești mulțumim pentru intervenția ta. Îți dorim sănătate, dorim să fie cât mai puține nevoie sau cât mai puțin timp nevoie de toate acestea. Da, și eu, să dea Dumnezeu să se termine și să scăpăm de acest COVID care ne-a dat viața peste cap. Eu sper ca, știu eu, să ne inspire această perioadă pe care noi stăm acasă și să ieșim mai întăriți, să ieșim mai înțelepți, să ieșim mai buni și mai compasivi din această situație și poate că ne vom pune atenția mai mult pe ce se produce în România. Cristina, viitoarea noastră întâlnire să fie la o prezentare de moda ta, cu mine și cu Mirela și cu tine, fără COVID. Te pupăm, la revedere! Te pupăm, Cristina! Mulțumim și sănătate! La revedere! Te pupăm! Pa, pa, pa! Aceasta a fost intervenția Cristinei. Mulțumim, Cristina! Și noi ne vedem data viitoare și vă așteptăm cu întrebările. La revedere! Întâmplări din timp de pandemie, am anunțat un filmuleț și ne-am trezit cu altul pentru că, așa cum arătam pe pagina de Facebook, lucrăm așa într-o variantă foarte restrânsă cu oameni direct din studio și am derulat un filmuleț legat de rubrica MIT. Am fi vrut să-l vedem pe Alexandru Răducan, o să-l vedem în curând, o să mă anunțe colegii atunci când sunt gata, dar ne-am bucurat să vedem și această activitate a Cristinei Nichita. Mirela. Da, foarte mulți designeri s-au activat în această perioadă, bravo lor. Este greu să țiești cumva de ritmul tău, să lași totul la o parte și să trebuiască să te redirecționezi către ceva ce n-ai fi dorit să fie. Se reinventează fiecare dintre noi și felicitări, Cristina, și felicitări tuturor designerilor care deja v-ați activat. Sunteți aproape 200 în clipa asta de oameni care faceți și fabricați măști. Felicitări! Da, și dacă tot am văzut filmul despre aceste măști, era un pic așa nepotrivit în contextul pe care îl aveam, dar dacă tot am ajuns să vorbim de acest lucru, ce părere ai tu, Ozana, tu care vii din domeniul acesta economic? Ce părere ai tu, ce se va întâmpla cu toată economia, cu aceste domenii de activitate, cum ar fi, de exemplu, designerii, producția de fashion, producția de, nu știu, lucruri care țin de luxury? Cum vezi tu revenirea la normal după o perioadă de acest gen? Când designerii de modă creează de fapt măști în timp de pandemie? Eu în primul rând îi felicit pe cei care acum s-au reorientat către a crea aceste măști, pentru că într-adevăr era mare nevoie de ele și jos pălăria. Pe de altă parte, da, oricum n-aveau ce face cu capacitățile, pentru că nu mai cumpăra nimeni obiecte de lux și, în mod special, haine de lux. Din punctul meu de vedere,
Revenirea va fi un treptat, evident, cum va fi de altfel în toate domeniile, dar după aceea, dintr-o dată, cum spune Lenhardt, care zice așa, falimentul îl ajungi la el gradual, după care dintr-o dată. Eu așa văd revenirea, gradual, după care dintr-o dată. Deci pur și simplu, peste 2-3 luni după ce această nebunie se termină, eu cred că oamenii deja o să se reobișnească cu viața lor, așa cum va fi atunci, și foarte puțin se vor mai uita în urmă la această perioadă. Și vor merge în continuare cei care cumpărau în continuare, vor cumpăra brandurile de lux, pentru că e un stil de viață și așa s-a obișnuit să facă. Spune-mi, te rog, B2B Free Money este oportunitate pentru toate păturile sociale, indiferent dacă vorbim despre antreprenori sau oameni angajați, este oportunitate de a se reinventa și de a afla ce se poate, cum se pot regăsi pe timp de pandemie. Ce se mai întâmplă în cadrul B2B Free Money? În cadrul B2B Free Money vor fi, pe de-o parte, prezentări și abordări ale mindset-ului legat de bani, pentru că sunt foarte mulți oameni care își doresc să facă mai mulți bani, să aibă mai mulți bani și indiferent cât se străduiesc și cât muncesc, nu reușesc. Sunt foarte mulți oameni și mai ales în perioada asta, care și-au pierdut sursa de venit și care vor face tot posibilul să ajungă la venitul pe care l-au avut înainte de această situație. Lucru care va fi foarte posibil pentru majoritatea oamenilor. N-am niciun dubiu aici. Provocarea este însă ca fiecare om să treacă de acel nivel la care s-a obișnuit să fie. Și ca să treacă de acel nivel, nu este vorba de mai multă muncă sau de o strategie mai bună, ci de cele mai multe ori este de un declic, de o schimbare ceva mental, de eliminarea unei convingeri sau unui blocaj care îi ține pe oameni la un anumit prag. Și atunci la B2B Free venim cu instrumente pentru a identifica astfel de blocaje și evident oamenii să știe care sunt pașii următori ca să transforme aceste convingeri care i-au limitat la pragul la care au ajuns, indiferent la ce prag. Poate să fie 1000, poate să fie pe lună, poate să fie 10.000, poate să fie 1.000.000, poate să fie 100.000.000. Fiecare are limitarea lui. Și atunci vor identifica ce să facă ca să deblocheze și să meargă la nivelul următor. Și evident, vor avea și instrumente clare, strategii pentru cei care sunt, mă, nene, mie dă 1, 2, 3, păi vor avea acei 1, 2, 3, 5, 7 pași și cum să investească ca să facă bani din bani și cum să-și genereze venituri pasive din ceea ce sunt ei, din ceea ce pot face acum cu resursele pe care le au. Deci sunt lucruri clare, concrete, combinate cu mindset, cu schimbare de mentalitate și, până la urmă, de percepție și abordare. Mirela. Aș vrea să-ți spun, chiar înainte de mine, m-am uitat la un studiu, la produsele care au crescut în vânzări și cele care au scăzut. Și evident că, pe lângă cele de bază de care știm cu toții, lapte, făină din astea, au crescut, știi ce? Foarte mult zona de sănătate. Deci suplimentele naturale, semințe, deci tot ce înseamnă mâncat sănătos a crescut în această perioadă, ca și vânzări, dramatic a crescut. Și lucruri de genul fitness, instrumente de yoga, lucrurile acestea au crescut în vânzări, ceea ce îmi spune mie că oamenii sunt conștienți, că oamenii sunt preocupați de sănătatea lor, de cum arată, de corpul lor fizic și chiar sunt să investească în el. Și chiar pe această perioadă sunt dispuși să investească. Și produse beauty și produse de make-up, Mirela. În această perioadă, după părerea mea, vânzările cresc. Lumea are timp să se oglindească și să se vadă altfel în oglindă. Da, așa este. Dar o ascultam pe Ozana și da, mi se pare normal să crească suplimentele și semințele, pentru că au conștientizat oamenii că este nevoie de imunitate ca să rămâi sănătos și să treci peste perioada asta. Și o hrană sănătoasă merge mână în mână cu sportul și, bineînțeles, cu îngrijirea pielii, da? Machiajul este ultima, este cireașa de pe tort, da? Nu ieșim din casă fără puțin machiaj și în momentul în care facem asta, trebuie să avem grijă de
piele, de fond de ten și așa mai departe. Ozana spune ceva despre cum ar trebui să trecem spre următorul nivel. Deci, fetelor, haideți să ne suflecăm mânecile și să mai încercăm o dată să vedem filmulețul cu Alexandru Răducanu! My name is Jack Brockbank and I'm an official Guinness World Records adjudicator. It is now time for us to reveal the results of your official attempt. Canal 33, we have received your evidence for the Guinness World Records title for the longest marathon television talk show, and our team of highly trained records specialists have reached a decision. The record to beat was 62 hours and 12 minutes. As your achievement was above this total, I can confirm that your attempt to break the record has been successful. It therefore gives me great pleasure to officially recognise a new Guinness World Records title, the longest marathon television talk show. On behalf of Guinness World Records, Canal 33, you are officially amazing. Congratulations. Sunt așa de mândră, m-au trecut Fior, Mirela, Ozana. Voi ați văzut Canal 33 România pe timp de pandemie face record mondial. Ce stare de bine! E minunat, da. Și oficial de tot. Și foarte oficial, așa, cu acest domn, cu accentul lui britanic. Ce părere ai, Ozana? Be You Be Free în curând la Guinness Book? Păi ce părere în primul rând, felicitări și jos pălăria lui Alexandru, felicitări vouă echipei care l-ați susținut acolo non-stop și mă bucur că am făcut și eu parte din acest maraton și am fost și eu invitată în emisiunile Canal 33 din această perioadă. Este într-adevăr o mare realizare și eu cred că putem să ne bucurăm pentru realizarea lui Alexandru care duce ori sus. Nu te-am auzit, s-a blocat, așa că întrebarea pe care doream să ți-o adresez ție, am să o adresez Mirelei în ultimele două minute de emisiune. Mai intră și Andreea? Mai avem, o așteptam? Da. Da. Deci, văd că te vezi foarte bine. Mă auzi, ne vezi, totul este ok? Da, eu vă văd și vă aud. Da. O să te întreb în ultimele două minute de emisiune, o să te întreb, spune-mi, te rog, cum poate să ajungă Be You Be Free să urmeze exemplu Canal 33? Asta cred că te întreb eu pe tine. Învățând, vorbind cu cei care au realizat un astfel de record, și muncind împreună cu ceilalți speaker, cu ceilalți oameni, au acceptat să fie pe scenă împreună, cot la cot, să dăm și mai mult oamenilor și da, să facem un record într-un eveniment online și ca timp și ca audiență. Să depășim recordul trecut pe care noi l-am făcut și anume 39 de oameni care s-au uitat în 18 ore. Mai spune-mi o dată, te rog, datele când va avea loc Be You Be Free Money? Pe 25-26 aprilie vor fi două zile pline de dimineață de la 9 până seara la 6, poate chiar 6:30-7, pentru că întotdeauna speakerii vor să dea mai mult, întotdeauna sunt întrebări, sunt interacțiuni care dau și mai multă valoare participanților. Și sper că vei onora și tu invitația să fii parte din Be You Be Free Money, pentru că ai foarte multe principii și strategii pe care le împărtășești din prosintele tale din Kabbalah. Și înregistrările la evenimentul tău când pot avea loc?
înregistrări. Cum se poate înscrie lumea la BUB Free Money? Deci pe pagina oficială bubfree.club, club liniuță money, se pot face înregistrările chiar acum. Există o taxă, dar o taxă atât de mică încât pur și simplu dacă vrei să faci mai mulți bani, chiar merită din plin. E cât o masă la restaurant, nici măcar acea taxă modică. Și să spun de ce. Am pus taxă de data aceasta pentru că este vorba de bani și pentru că oamenii, ca să facă mai mulți bani, am învățat de la alții, este nevoie să investească. Așa că să dea puțin ca să primească mult mai mult. Da, este o formulă frumoasă de a contribui la această perioadă de COVID-19. Mirela, noi săptămâna viitoare, îți mulțumim că ai fost cu noi, Ozana, și te invităm săptămâna viitoare la un party super pe care îl organizează Mirela online în data de 15 aprilie. Trebuie să identifici grupul Beauty and Smart by Mirela Vescan, să inițiezi intrarea în grup și ne întâlnim la party online. Beauty, pe Beauty. Vă mulțumesc că ați fost cu noi la frumusețea sănătății, la sănătatea frumuseții tale în fiecare joi de la ora 5. La revedere!